Bună seara, dragi studenți! Numele meu este Alexandru Laslo, sunt medic rezident urolog, iar în acest video vă voi povesti câteva aspecte despre anatomie. Materie ce se studiază în primii doi ani de facultate este vorba despre un proiect marca Unihub, prin care dorim să răspundem studenților la întrebări legate de anumite materii care se studiază în facultate, proiect denumit Tips and Tricks și veți vedea pe parcurs de unde și denumirea. Câteva întrebări pe care și le pun frecvent studenții despre această materie. De ce este important să învățăm anatomia? <coughs> anatomia este unul dintre pilonii de bază a medicinei alături de fiziologie. Deoarece este extrem de important să știm cum arată și cum funcționează organismul sănătos, pentru a putea înțelege mai apoi fenomenele patologice, adică boala în sine. Mulți dintre studenții la medicină au impresia că trebuie să cunoască anatomia doar dacă își vor alege mai departe o specialitate chirurgicală, ceea ce este total eronat spre dezamăgirea lor. Într-adevăr, un chirurg trebuie să cunoască anatomia până la cel mai mic detaliu, față de un medic internist. Să vă dau și un exemplu. Indiferent de specialitate, în momentul când îți vine un pacient pentru o consultație, fie ea de urgență sau nu, tu, ca și medic, trebuie să-i faci un examen clinic obiectiv, care are o parte în care palpezi bolnavul pentru fiecare sistem de organe în parte. Iar dacă nu cunoști anatomia topografică, îți va fi destul de dificil să te orientezi pentru localizarea unui eventual proces patologic. O altă întrebare pe care și eu o pun studenții frecvent, care sunt, adică ce pot să faci în acelea, care sunt pașii de urmat în înțelegerea și memorarea anatomiei cât mai ușor? Din experiența mea, pot spune că baza anatomiei stă în partea de osteologie. Deoarece majoritatea structurilor anatomice sunt denumite după procesele regăsite la nivelul oaselor. Deci, primul pas este învățarea osteologiei, și apoi celelalte structuri. Mulți dintre studenți întâmpină probleme la partea de memorare a anatomiei, din cauza volumului mare de informație, așa și este, din păcate, dar totuși este posibil. Care ar fi regula de aur? Anatomia se învață pe desene, și cu asta am spus cam tot. Toți suntem diferiți, deci avem tehnici diferite de memorare. Dar oricare ar fi acestea, ar trebui să strecurăm uh, multe desene printre ele. Oricum, detaliile anatomiei se uită în timp și rămânem doar cu baza acesteia. Dar vă pot asigura că la începerea rezidențiatului, indiferent de specialitatea aleasă, cu siguranță veți recapitula partea de anatomie specifică specialității voastre. O a treia întrebare: care sunt atlasele de anatomie care ne ajută cel mai mult. Orice atlas este de folos, dar aș putea să fac câteva uh, recomandări țintite. Dacă e să vorbim strict de structură, practic de conformația organelor, luate separat, cel mai folositor atlas ar fi netărul. Dacă e să vorbim de topografie, adică de raporturile anatomice dintre diverse structuri sau proiecții ale acestora, cel mai bun este sobota. Pentru partea de neuroanatomie și regiunile capului și gâtului, un atlas folositor ar fi anatomia sistemului nervos central de autorul Ranga, care ne ajută enorm de mult și în cadrul disecției pe cadavru al a acestor regiuni anatomice ca și parte de timp Sectrix, ceea ce înseamnă și acest proiect pentru anatomia trunchiului, ceea ce am observat eu de-a lungul timpului este faptul că la partea aceasta de trunchi, studenții întâmpină câteva dificultăți de înțelegere. La nivelul toracelui, anatomia este relativ ușor de înțeles față de cea abdomenului. Și ceea ce e important să dobândim ca și cunoștințe este partea de topografie care o să o și folosim în cariera noastră de medici. La nivelul abdomenului sunt anumite regiuni problematice, ca să spun așa, din punct de vedere al înțelegerii anatomiei. Adică, practic, să ne și putem imagina în mintea noastră aceste aspecte. Și anume, lojele bazinului, adică loja vezicală, uterină, rectală, plus structurile regăsite la nivelul perineului. Sunt două explicații pentru aceste neînțelegeri. 1. Sunt regiuni greu de digerat, deoarece conțin multe structuri care sunt destul de întortocheate. 2. Sunt uh, niște regiuni care se studia, studiază la, la final de semestru sau an universitar, iar studenții nu prea mai au răbdarea necesară pentru a procesa informația și a o înțelege. Dacă ar fi să le dau un sfat, uh, le-aș spune... Să-și canalizeze maxim ultimele puteri pe aceste regiuni, la lucrările practice, fiind atenți și cerând explicații cadrelor didactice ori de câte ori simt nevoia pentru a înțelege mult mai bine și astfel învățând mai ușor partea aceasta de anatomie. Dacă ar fi să le dau un sfat studenților pentru examenul practic de anatomie, întotdeauna emoțiile vor fi prezente, că vrem, că nu vrem. Iar câteodată, cu cât te pregătești mai mult, cu atât mai mari sunt emoțiile. Deoarece te aștepți la un rezultat foarte bun, dar emoțiile trebuie să fie constructive și să faci în așa fel încât să fie în avantajul tău. Anatomia înseamnă o imagine de ansamblu, adică de multe ori, la examenul practic pe cadavru de disecție, ți se arată o structură și tu trebuie să o identifici și să o denumești. Iar mulți studenți fac greșeala de a se uita țintit doar la acea structură. Spun că este greșit, deoarece, în primul rând, trebuie să te uiți uh, în regiunea anatomică unde se regăsește acea structură, pentru a avea o imagine de ansamblu. În al doilea rând, trebuie să ne uităm cu ce alte structuri vine în raport. Iar aici ne ajută foarte mult teoria. Oare de ce? Se întreabă mulți studenți când le spun acest lucru. Pentru că presupunem că nu recunoști structura X, dar recunoști structura Y, care este în raport direct cu ea. Apoi dai un search în creieraș și o să -ți, îți vei da seama și încerci să-ți amintești, practic, că la acea regiune cu cine avea contact structura Y și astfel poți recunoaște mult mai ușor o structură. Eu cred că este unicul și cel mai important sfat posibil referitor la examenul de lucrări practice, de anatomie, evident și de la sine înțeles, cel mai important este să mergeți foarte bine pregătiți și asta presupune să învățați mult, foarte mult. Eu vreau să vă mulțumesc că, că ați urmărit acest video. El va fi încărcat pe rețelele de socializare, unde vă așteptăm cu comentarii despre ce întrebări aveți pe mai departe și noi vom reface un nou video. În care vom răspunde țintit la anumite întrebări care ni se par nouă pertinente. O seară frumoasă tuturor!